Konnichiwa, konnichiwa, gata, m-am întors, ne-am întors, suntem împreună în formula Classical Sahel, punut pe maestrul Ion Cristoiu. Bună ziua, maestre, mă bucur să vă revăd. Și eu, sunteți vioi, se vede că ați fost... Cred că încep să îmbătrânesc, maestre, știți de ce vă spun chestia asta? Bine, dincolo de faptul că e evident că încep să îmbătrânesc. Când trec vreo două săptămâni așa și sunt plecat pe la mama naibii sau vreun concediu, încep să mă plictisesc, mi se face dor de muncă, adică dacă nu mă întorc la ce am de făcut, da? Am un sentiment din ăla, eram deja după vreo săptămână de Japonia, mă uitam deja la ceas, că nevastă mea s-a și speriat gândindu-mă, băi, cum să fac, cum, cât mai avem, mă, cât mai stăm pe la ăștia pe aici, hai că am văzut ce era de văzut, hai înapoi naibii acasă că am un pic de treabă, mai ales că vedeam nebuniile care se întâmplă, adică era o chestiune de genul ăsta. O fi semn de bătrânețe? Ce ziceți? Nu, e semn de înțelepciune, pentru că când mergi cu dumneavoastră, ați mers ca și mine, de fapt ți se oferă o realitate de pe ăla, de muzeul satului. Da. În situația asta, nu pătrun. Și în plus, nu există țară pe pământ mai frumoasă pentru gazetar decât România. Adică, și Japonia, Germania, e plicticoasă, sunteți de acord? Tot e, de acord. Nu se întâmplă nimic, da? Zilele trecute eu notez chestiile umoristice din campania electorală, am și scris prost. Mm-hmm. Era o știre la Radio România Actualități că primarul divorțează într-o comună, divorțează de nevastă sa și nevastă s-a supărat atât de tare încât candidează și ea la primărie. Adică zis, da mă, bine, aha! Mă lași, da, asta, da. Spune-mi asta, unde se mai putea întâmpla așa ceva? Candidează că primăria... E România noastră, da, n-avem. Maestre, vreau să începem, Manu, unul la mână, vino și mai reglează din camera asta, că mi-ai dat cadrul ăsta, e foarte departe, nu știu ce, mă rog, lăsați că astea sunt bucătăriile internet. Dar, maestre, vreau să începem cu o știre de ultimă oră. Până la să intrăm în legătură directă în acest podcast, am ascultat conferința de presă susținută astăzi, așa mă, fă-le în direct, bravo, în sfârșit. Hai că și-a adus Manu aminte, am stat plecat două săptămâni și a uitat cum era cadrul. Așa, deci am ascultat conferința de presă susținută de domnul Cătălin Cârstoiu cu domnul Grindeanu, vorbind despre transportul și așa mai departe. Bun, s-a terminat prezentarea, a zis Grindeanu bla 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 bla, a zis Cătălin Cârstoiu bla 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 și a început măcelul, a început jihadul. Au început ziariști, au sărit pe Cârstoiu, cu firma aia, cu clinica lui privată, Anemona, nu știu ce, cu 750 lei, cu consultațiile, cu una alta. Cârstoiu s-a enervat. A început să spună că va face o conferință de presă separată în legătură cu chestiunea asta. Au început să-l întrebe în legătură cu posibila retragerea lui din funcție și vreau să notăm că astăzi știri pe surse, site controlat și de PSD și de PNL, adică nu e vreun site userist. Și G4 Media, site controlat și de G4 PSD. G4. Deci așa, deci, dar știri pe surse titrează, zice la un moment dat, vom asista la o lovitură de teatru, se retrage Cătălin Cârstoiu, iar autorul care semnează este una, ci că Iuliana Cnospe. Care Iuliana Cnospe uneori la știri pe surse este de fapt Iulian Cnospe, ceea ce ne arată că de fapt este un pseudonim, adică e cineva de redacție care a scris la comandă. Iar Cârstoiu astăzi, împreună cu Grindeanu, au părut destul de ezitanți în a spune categoric că nu se retrage Cătălin Cârstoiu. Asta la Digi24... Liliana Ruse zice retragerea doctorului Cârstoiu, strategiile unui eșec anunțat. Deci toată lumea vorbește acum în piață despre retragerea candidatului Cârstoiu și toată treaba a pornit după declarația lui Marcel Ciolacu din urmă câteva zile în care a zis momentan candidatul nostru este Cătălin Cârstoiu. Maestre, acum eu văd cam cum arată lucrurile. S-ar putea ca pe domnul Cârstoiu să nu-l prindă 29 aprilie, momentul depunerii listelor și a candidatului cu listele cu semnături și a candidatului la biroul electoral central. Cum vedeți această situație în care se află astăzi PSD, PNL, pe de-o parte? Cârstoiu, cum a intrat, poate să-și iasă și zice, mă retrag în funcția mea de director de spital, la revedere. Dar pentru PNL, PSD, pare, iertați-mă, un dezastru, un dezastru. Eu n-am văzut așa ceva în viața mea. Nu, știrea nu este că se retrage, că nu știu. Nu ați spus plecat. Știrea este că și vineri a fost. Da.
Toate redacțiile au fost intoxicate cu teza că vineri seara va fi retras, ceea ce nu e adevărat. Și astăzi, nu numai știri pe surse, dar a dat și, iată că și Digi, deși G4 Media, tot așa o mașinărie de zvon. Eu nu am mai văzut de la două mașinări, două momente, mi-amintesc de mașinării, teroriștii, da, în care mă întrebam de unde dracu ies, și cele două perioada între două tururi în 2014. La fel a funcționat. Deci este clar, știrea de care m-aș ocupa eu dacă aș conduce un ziar este cine e la capătul acestei mașinării la manete. La manete. Deci încă o dată, la vineri, primeam și eu mesaje, sigur, scoțându-mă din evul mediu și aducându-mă lumea de azi, domnule, gata, dar nu era, va fi retras, va fi înlocuit cu, va fi candidat piedone. Dar mi se dădeau sigure, sigure, și nu s-a întâmplat. Astăzi iar a pornit. Deci știrea, și de asta ar trebui să vedem, este cine este o mașinărie bine pusă la punct și nu este, este o mașinărie și cu ajutorul statului paralel, încă o dată, n-are cum. Nu. Păi stați puțin, mai stați să luăm până prin eliminare, dacă vreți. Poate să fie contracandidatul Nicușor Dan să aibă la dispoziție o mașinărie care să alimenteze genul ăsta de zvonuri? Nu, domnul Tăcescu, la capătul mașinăriei este Marcel Ciolacu. Păi de ce? Toate, nu știu, inclusiv povestea cu Momentan, toate aceste zvonuri apar în presa controlată de el. Doi, în presa controlată de el. O altă, hai să luăm ciudățenile. Luăm, nu știu, dumneavoastră să ziceți că eu nu știu pe Cătălin Cristoiu, mă uit la spectacol. Deci avem de-a face, avem trei candidați la ora actuală, da? Niciunul nu este supus unui jihad ca omul ăsta. Stai să ne lămurim. Da. Până mie că, adică Nicușor Dan, dacă ați observat, nu mai există. Nu nici există. Măcar în... Da. Păi nu, nu sta. Iar analfabetul ăla de piedone este protejat, nu scoate nimeni un cuvânt despre el. Da, bun, hai să luăm Nicușor Dan. Nicușor Dan a fost... Nu, să plecăm de la un adevăr. În orice campanie, fiecare parte atacă pe celălalt. Sunteți de acord? Da. Deci, în cazul de față, toată presa subordonată PSD, poate mai puțin PNL, îl atacă pe Cătălin Cârstoiu. Aceeași presă care până mai ieri îl ataca pe Nicușor Dan, hai să vă dau, nu mai dau nume, sunt trustul de presă care scria în fiecare zi de Nicușor Dan când venea să-l voteze, adică deja era și despre Clotilde Arman, nu mai suflu un cuvânt acum, da? Da. Bun. Deci ceva e în neregulă. Adică, totuși, dacă nu, legea oricărei campanii electorale spune că despre fiecare candidat cealaltă parte, celălalt candidat, pune în mișcare o mașinărie. Ajungem la Piedone. Cristian, nu, Piedone, are o mare problemă. Colectivul. Eu mă așteptam, dacă ar fi fost regula normală, să iasă te feliști în piață. Bravo, adică mai stau, zis și eu. Exact, să fi văzut un meeting în care să spună marș afară, javră ordinară. Da. Nu, ai ce căuta în campania asta, nu știu ce, dar da, mai țineți minte. Criminalule, dălea, nimic. Ăștia sunt mucles, nici Angi Șerban, nimeni, nu e niciună să se dea cu capul. Nu, numai asta, domnul Tăcescu, da. Există o organizație, o fundație condusă de tatăl unei victime, exact, de la colectiv, exact, care da, a existat până acum moment să nu zică. Și dacă, nu știu, apărea dicționarul Academiei, nu cuprindea noțiunea de colectiv și colectiv, nu, ceva e în neregulă. Adică nu, eu nu mă refer la faptul că și ei ar trebui, eu spun, nu poți, numai unul, înseamnă că ceilalți, forța cealaltă care ar trebui să-l... Nu, forța care ar trebui să-l sprijine pe Cătălin Cristoiu nu funcționează, pentru că dai și în alalt, da? Din punctul acesta de vedere. A treia ciudățenie. În momentul în care tu ai două partide, PNL și PSD, și că ai o căciulă de bani, nu mai spun cu care finanțezi presa, ați văzut și noastră. Pseudonime, știu. Bun.
Și când zici presei tale șopă, ăla nu mai... Sau îi spui, bă, Mucles, sunteți de acord? Deci în cazul lui Cârstoiu, în prima linie este România TV, care este postul lui Sebastian Ghiță, care scrie pe el Marcel Ciolacu de la Belgrad. Că mi-e prieten, numele, îl cunosc. E limpede, da? Cum adică? Deci toate acele televiziuni care îl tocau pe Nicu Șordan, că-i te feliz, că mai țineți minte, cum nu suflă un cuvânt? Nimic, nimic. Nicu Șordan este sfânt. Piedoane este și mai sfânt. Aici vorbim despre atenție, că asta vreau să înțeleg până la urmă. Bun, să zicem, deci vor să-l scoată pe Cârstoiu îl termină în momentul de față, da? Deși din punctul meu de vedere e și cel, ar fi fost cel mai bun, dar e un punct de vedere absolut subiectiv, am declarat-o public, îl cunosc din copilărie, știu ce fel de om e, punct. Da, revenind însă. În chestiunea asta, cineva vrea să mai ia Nicușor un mandat la primăria Capitalei sau e altcineva care vrea să-l vadă pe Piedone primar în locul lui Nicușor? Pentru că trebuie să gândim în termenii ăștia până la urmă. Rămân în competiție Piedone și cu Nicu Șordan. Din momentul în care, să zicem, Cârstoiu se retrage sau se vede că n-are nicio șansă sau el a aruncat la gunoi, taberele astea care l-au tocat pe Cârstoiu și la așa, se vor îndrepta cu tunurile pe cine? Pe Nicu Șordan sau pe Piedone? Adică, până la urmă, jocul cui îl fac în acest moment? Pentru cine? Nu, dacă și la capătul la manetă este Marcel Ciolacu, nu a spus bine întrebarea, nu că pe cine vor, ci avem de-a face cu un stil PSD-ist, și numai să-l știți, eu-l știu, și mai ales stilul Marcel Ciolacu, da? Adică, vă duceți la Marcel Ciolacu și, nu știu, și cereți, nu știu, să vă dea, nu știu, o bere, dau un exemplu, da? Marcel Ciolacu vă primește, zice, dar nu se poate, imediat cu tare. Cum ați plecat, apare la știri pe surse că dumneavoastră ați vrut nu droguri, ci bere. Nu, nu bere, ci droguri, da? În cazul de față, explicația este dată, să pornim la două amănunte care au fost trecute cu vederea. Imediat ce a fost desemnat domnul Cârstoiu, un domn numit Eduard Helvig, da, un dușman de moarte al lui Pahonțu, da, a scris că e o prostie, da. Normal era ca Helvig să nu se pronunțe în chestia asta, că nu era el. E bun, foarte bun pe politică. Bun. După asta, domnul Ionuț Cristache la Prima News sau Newsroom, la unde el, unde face, l-a întrebat pe domnul dând curs zvonurilor din piață pe domnul Cârstoiu de legătura sa cu Pahonțul și dânsul n-a zis, bă, nu-l știu, nu știu cum m-a întrebat pe mine, legătura mea cu Dan Tapalagă. Nu l-am văzut după vremea când luptam alături împotriva referendumului ăla. De atunci nu l-am mai văzut la față, că venea la B1. Da. Da. Și atunci el a răspuns că îl cunoaște cu tare. Dacă pariez, domnul Cârstoiu este impus de către Klaus Iohannis. Da, dar stați puțin, asta vă confirm și eu. Am surse foarte, păi, foarte importante. Păi, domnul Klaus Iohannis este cel care a venit și a spus Cătălin Cârstoiu va fi candidatul la primăria Capitale. O chestiune care ține și de faptul că vă aduceți aminte pe Ursula von der Leyen când a vizitat spitalul universitar? Da, corect, da. Da, vă aduceți aminte, da. Bun, cu domnul Klaus Iohannis, cu nu știu ce, și mai departe, a fost un moment foarte important pentru domnul Klaus Iohannis și s-a sudat o legătură, dacă vreți, între Cătălin Cârstoiu și Klaus Iohannis. Da, și Marcel Ciolacu a zis da, și pe din dos a pornit campania. Ca să ce? Ca să-l îi dea una peste bot lui Klaus Iohannis? Da. Nu, deci dumneavoastră care cunoașteți viața politică din România, în România nu există niciun principiu. În România nu contează că prin asta se face pulbere PSD, PNL și ăla. Păi asta vreau să vă întreb, maestre. Deci stați puțin, Ciolacu, dacă, de exemplu, Cârstoiu mâine e retras, da? Rămâne cu fața curată, cum să zicem așa, și Ciolacu și Ciucă vor ce da, domnule? Da, pentru că altă manevra lui abilă a fost asta. Împingerea lui Cârstoiu către PNL. Asta da, deci, așa dacă e. O... Da. Păi, deci eșecul este al PNL. Al PNL-ului, da. Din punctul...
din punctul acesta de vedere. Dacă o întrebați pe cine vrea, pe piedone. Deși, de fapt, și știri pe surse spune asta, da? Domnul, dacă ați fi urmărit două din intervențiile domnului Dâncu, dar tot la Ionuț Cristache, că a fost colegul noi. Da, da. De fiecare dată a susținut importanța capitală pentru PSD și Marcel Ciolacu a trustului Antena. Așa e. Deci la ora actuală domnul Marcel Ciolacu este care știe ce, adică știe mașinăria antenatei. La ora actuală trustul Dan Voiculescu este, cum se, e greu de, este nici armata germană când a cucerit Parisul nu era așa de bine pus la punct. Este un trust de tradiție, doi, dar un trust unde se rezolvă militaricește. Domnul, încă o dată, nu, deci la ora actuală este trustul cel mai periculos din lume pentru că vedete care sunt de prin 2005, unele și știm acum, sunt, ascultă comenzi în stare de orice. Vă dau un exemplu, acel Cristian Barbu, mai țineți minte? Da, ne întrebam, mă, ce căuta el? Iată-l pe liste. Așa e, da. Deci, Mihai Gâdea a primit dispoziție și a zis, bă, îl chem seară de seară, că știu cum e, dar l-a chemat seară de seară. Deci nu, eu nu critic, fac o analiză. Nu există trus de presă mai militarizat decât ăsta. Acolo nu se discută, domnul. Cum să spun, dacă cei de la Antena 3 nu au curat nici măcar să-mi trimită un SMS. Nu înțelegeți? Nu, acolo nu se discută. Sunt salarii foarte mari, este o siguranță, este o vizibilitate și această mașinărie alcătuită numai din mareșal, nu din, că și ai la alți mai încearcă, B1, dar realitatea, dar nu, n-au tunuri, tun după tun, da? Și doi, de la campania, de la războiul cu Băsescu, s-a văzut ce înseamnă să intre în gura antenei, da? Sunteți de acord? De acord, nu, da. Domnule, nu mai știu. Bun. Mie îmi spuneți că, așa, că am tras-o pe pielea mea cu antena, adică... Nu, domnule, începe dimineață la aia, Neața zice că nu știu ce, tu nu te trezești dimineața. La prânz zice că nu știu ce a făcut nevastă ta. Te termină, da? Te termină pentru că nu există... Mai este, dar stați puțin, mai e o chestie aici. Astăzi, de exemplu, vârf de lance în atacul la Cătălin Cârstoiu era un coleg ziarist de la Hot News, cred. Da? Cred că acolo a ajuns Cristian Andrei. Cred că el era la Cohodiu. Deci, atenție! A fost la Europa... Nu, stați! A fost... Nu, el este tolontan. Am înțeles, dar... cred că acum era la Hot News. Da, de la, din partea Hot... N-am fost foarte... Deci, da, Hot News, cred că era. Nu, e în echipa lui Tolontan. Tolontan duce. Deci, da. Ceea ce văd eu în acest moment este că, pe lângă antene, la măcelărirea lui Cârstoiu în acest moment, că asta asistăm în acest... Deci Cârstoiu astăzi voia să vorbească despre centura capitalei, chestii nu știu ce. Și-au băgat picioarele pe românește spus în ea de centură capitalei, n-a întrebat nimeni nimic despre centura capitalei. Întrebările directe au fost legate. Da, acum ați dat dumneavoastră consultații la clinica aia privată, că erați în incompatibilitate. BMW-ul ăla e al dumneavoastră sau e de la firmă? Ăla cu care ați venit. Ați venit cu BMW-ul astăzi sau ați venit cu metroul sau cu tramvaiul? Deci l-au luat cu niște chestii care n-aveau nicio legătură cu conferința de presă și atenție. Păi treburile astea, atacul au venit din partea Hot News, despre retragerea lui să vorbește în șin știri pe surse, să vorbește și de către ăștia de la Digi24, deci nu mai e doar un trust Antena 3, e o coaliție în momentul de față de presari, da, împotriva lui Cătălin Cârstoiu. E nu, stați un pic, discuția a pornit de la de ce e în stare de orice Marcel Ciolacu pentru a-și avea simpatic pe Dan Voiculescu. Mm-hmm. Deci aici pornim. Ajungem acum acela. Deci eu am explicat mai înainte, curăt, cu luciditate, fără că la ora actuală pentru un politician precum Marcel Ciolacu, trus Dan Voiculescu îl poate distruge în 3 zile. Și în consecință el e în stare inclusiv să-l sprijine pe piedone. Mm-hmm. Asta trebuie să înțeleg. Mm-hmm. Doi, combinația este mult mai interesantă. Dacă Piedone ajunge primar la capitală, el nu reprezintă niciun pericol pentru
Marcel Ciolacu și pentru Ciucă. Da, dacă ajunge domnul Cârstoiu, adică e doamne cine. Păi și atunci de ce mai l-au mai pus candidat maestre? Că e cam bancul ăla să facă nu, de râs? Stai să-l calculăm. Da. Mult mai important este ce spun acum. Domnul Marcel Ciolacu se pregătește pentru, are orice scenariu. Unul din scenarii este ruperea coaliției. Și atunci el are nevoie la parlamentare de un partid precum PUSL, da? Da. Gen pe unele, partid bidon, da? Partid care pui el, trimis și cum era și OTV-ul, mai, OTV-ul a fost al lui Partidul Poporului, al lui Dan Voicule, al lui Dan Diaconescu, da. Diaconescu a fost bidon, hai să fim serios, l-au format la Crebenciuc, l-au pus la cale, bă, zice, nu poți să candidezi la noi că nu mai avem loc, candidezi acolo, da? În consecință, deci, bătălia pentru capitală este o bătălie și în interiorul partidelor, da? Logica partidelor din România în ultima vreme este logica asigurării funcției de președinte cu orice preț de către lider, da? Sunteți de acord? Nu. Deci, avem explicația de ce Simion se încăpățânează cu Ienache, ăla care nu știu dacă e Marin, Mihai, Vasile cu tare, da? De ce? Păi dacă îl puneai pe gușă, zic așa, se schimba situația, da. Da, da. Dar nu că e interesant, adică aici, dacă stărim un pic, vom vedea o mare, o slăbiciune dezastruoasă a vieții noastre politice, și anume partidele s-au transformat în niște feude. Da, dar feude foarte rentabile. Domnul Turcescu, dacă ești șef de partid acum și ești și parlamentar, ai la dispoziție milioane, da? Ești mai bogat decât vântul, da? Dau un exemplu, da? Ai și atunci funcția de șef de partid este cea mai bine păzită, sunteți de acord? Da. Mai păzită decât cea. Pentru că și dacă ești șeful unui partid de debara, da, după asta, la PSD-PNL, domnul Cârstoiu, dacă ar fi ajuns, dacă ajunge primar, e un mare pericol. Și pentru președinția executare, da? Nu e, Nicușor Dan nu e, dar cel mai puțin periculos este Piedone. Pentru că, domnul, la el îl ia mâine, dacă vrea. Sunteți de acord? Hai că cine face gălăgie, da, stați să ne lămurim. Dacă îl iei pe Nicușor Dan, este Feliște în stradă, da? Dacă îl iei pe Piedone, spuneți și mie, nimeni, cine este în stradă? Nimeni, da. Cine să iasă? Ăla de la bloc, pensionare, da. Cu ciup, cu aia, nu? Da. Bun, deci asta cred că este la ora. Și atunci l-a impus Pahonțul și cu, de fapt, nu știu, Cotroceniu. Stilul PSD-ist este acesta. Da, 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 și în felul ăsta lucrurile. Domnul, nu există. Hai să spunem că eu poate exagerez cu lucrătura. Dar eu vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu de în spatele acestui om nu e nimeni. Domnule, nu înțelegeți că așa nu e nimeni. Maestre, dar vă confirm, aveți mare dreptate. Păi e vorba de presă. Da. Hai să vă dau un exemplu și închei, că dumneavoastră ați fost plecat în... Eu am făcut mare tărăboi cu următorul atac al grupării Tolontan, că el a venit cu asta. Da. De ce s-o atrage? Pentru că e o negustorie. Pe de o parte, Marcel Ciolacu câștigă, pe de altă parte, gruparea Tolontan, sunt 30 din ei care au venit la Hot News, trebuie să arate că ei sunt la fel de tari, nu-i așa? Că și acolo e o bătălie, sunteți de acord, nu? A venit Tolontan și toți aia de acolo, Claris, Dinu și aia care erau, au zis, bă, să trăiți, știți cum e bine. Da, de ce este? Una din acuzele aduse lui medicului Cârstoiu a fost aceasta. Un cetățean, nu știu dacă știi, hai să recapitulăm, un cetățean care a vrut să-și păstreze anonimatul, a dat lui Tolontan, grupării Tolontan, nu spun lui care nu se folosească libertatea, un document care ne spune următorul lucru. Că anul trecut, în octombrie, atenție la analiză, în octombrie,
El avea nevoie de un consult, da? S-a, știți cum e, că acum hai să nu fim ipocriți. Când e vorba de medic, tot ne gândim la medici mari. Hristos este un mare medic. Și este un mare medic, o spun eu, pentru că domnul Turcescu, el operează picioare rupte. La alte spitale se operează, cam și eu, artroză cu tare, dar el operează, ăla este, e vital, el operează la urgență. Oameni care vin cu mâini rupte, cu picioare rupte, bă, cu coloană, e foarte important, înseamnă că e foarte bun, da? Dar nu avea. Pune pilă la un medic de acolo, spune, domnule, am o rugăminte, vreau și eu o consultație, știți cum e, cum? Și la noi sunt. Să mă vadă domnul că și medicul Hristos spune, domnule, vină la clinică, da? Da. Sunt multe situații în care te cheamă la clinică, da? Se duce la clinică, plătește, e mulțumit de ăla și deodată se trezește acum. Eu cred că am făcut asta, ca să vedeți cât de prost că Hristos nu are pe nimeni în spate, da? Primul lucru pe care l-ar fi făcut un om care are în spate o echipă profesionistă ar fi zis așa, ar fi ținut conferințele, stimate domnule anonim, de ce vrei să rămâi anonim? Domnule, cum te faci mișto de mine, cei de la World News? Cum anonim? Adică nu, domnule, nu-i dăm numele. Unu, de ce acum, de ce nu în octombrie, da? Adică ăla a descoperit acum că el când a fost cu pile consultat, ăla încălcase managementul, nu dacă atent. Deci nu s-a plâns că medicul nu l-a consultat bine, nu l-a plâns că a plătit, a denunțat că de fapt medicul Cristoiu nu avea voie că era manager. Bun, da. Domnul, încoate, dacă era piedone sau dacă era Băsescu, spunea, alo domnul, domnule, v-am consultat, știu cine sunteți, că m-am uitat, da? Domnule, veniți și hai să vă văd. De ce vă feriți de mine? Sunteți de acord? Doi, ceream oficial lui Tolontan să dea numele lui ăla. Corect. Eu nu cred, Turcescu, eu am și spus într-o tabletă. Domnule, eu îl rog pe domnul, pe colegul nostru de preajmă, să-mi trimite mie numele pe e-mail. Domnul Turcescu, eu, de punere gazetare, eu vă fac kilometri din aia, sunteți de acord? Aoleu! Și că, bă, dar unde e ăla? Păi zice, nu are curaj să dea numele? Face mișto de mine, adică ce îi se poate întâmpla lui ăla? Vine Cristoiu și îi rupe picioarele. Dar uitați-vă cât de prost n-are mașinărie. Nu știe să contracăreze. Nu-i vorba de faptul că el este un subiectul unui jihad. Dumai să l-au lăsat singur, l-au lăsat singur. Mă uitam astăzi la conferința de presă. Faci conferință de presă fără să ai un om care e, deci la el cu Grindeanu. Trebuie să ai acolo un om care să gestioneze întrebările de la presă, un purtător de cuvânt electorale, să faci într-un anume fel, adică vă spun și din poziția de gazetar și din poziția de fost candidat, da? Ai pe un om care vine, gestionează relația asta, pune tu întrebarea aia, zi aia, alt, nu știu ce, cu tare, că dacă apare o situație din asta complicată, mai iei tu ca paratrăznet ăla care ești purtătorul de cuvânt, care e organizatorul conferinței, mă rog, nu s-a întâmplat, e clar, Hristos este singur. Astăzi vă întreb așa, maestre, ca să încercăm o concluzie de etapă. Eu cred că până săptămâna viitoare lucrurile se vor precipita și s-ar putea să vedem retragerea lui Hristos, dar dacă astăzi, așa, eu, de exemplu, să zicem, uite, fiind amic cu Cârstoiu, ar trebui să-i recomand să se retragă din curs? Da, urgent. Urgent, se compromite. Eu nu-l știu dacă... Nu, e păcat, domnule. Este chiar un medic bun, am aflat. Repet. Foarte bun. Un medic foarte bun. Nu numai că e manager, și un om poate, cu pasiune pentru chestia. Domnul Turcescu e medic de picioare rupte în accident, nu înțelegeți? Nu vii acolo să te duci că, nu știu... Tușesc, mă duc la interne și îmi dă aia o pastilă. Păi, acolo e chestiune de viață și de moarte, la urgență. Vine ăla cu genunchi rupți. Da, da, cu... da. Da, bun. E păcat. Adică e manager, adică decât să fie... Nu, și dacă măcar, dacă ar fi sigur că ăștia îl sprijin. Adică ce l-a ajuns? Vorbesc serios, nu-l știu. Dar spuneți-mi dumneavoastră, dumneavoastră, a ajuns să-și... E ca și cum și-ar bate joc de mine sau de dumneavoastră. Să-ți bată joc ciolacul? Dom'le, nu! Îmi bag picioarele, iertați-mă, și nu mă interesează. E clar că fiecare zi care trece, îl compromite și mai tare, da? Bun, din punctul acesta, lasă la o parte faptul că el a intrat naiv. Medic, bănuiesc că i-a ajutat, că fiind șef la
urgențe, nu acolo la spital, cred că trei sferturi din presa română a apelat la el. Hai să fim serioși, ce dracu, că... Păi evident, domnul, că bineînțeles, cum adică, numai... Dacă există la ora... Numai eu dacă că ziariștii am dus pe cap spunându-i Cătălina rezolvă și pe Cutărică și pe... Domnul Turcescu. Și pe nevasta la Cutare și pe soacra și pe... Vai de capul. După 75 de ani vă spun, dacă există pentru mine un Dumnezeu, este medicul. Medicul, degeaba. Da, nu, da, el, da, da. Să nu fim ipocriți. Dom'le, când te doare și ăla te-a vindecat, ești cel mai fericit. Vedeți al naibii Băsescu, al naibii Băsescu, maestre? Că uitați, am declarația lui Cârstoiu aici, nu știu ce zice, că l-a sunat Băsescu când a aflat că a acceptat să candideze. Și zice, am avut o discuție cu domnia sa, zice Cârstoiu, o discuție lungă în care Traian Băsescu mi-a explicat de ce nu e bine să candidez, dându-mi niște argumente strict personale, strict umane, lucruri pe care cinstit l-a făcut și tatăl meu și așa mai departe. A mirosit Băsescu că, că nu e ce trebuie. Toată povestea asta. Bun. Da. Și eu m-am gândit, și acum că stăgim o concluzie, domnule, ce vor suporta ei, nu știu, că l-au retras, da? Bun. Haideți să vă spun, dacă mai țineți minte povestea cu Tudose primul pe listă? Da. Bun. Dacă îl punea de la început primul pe listă, pe Mihai Tudose, tot săream în sus, da? Și tot, și PNL, și bă ăla, da? Au pus-o pe Duduița aia, habară, n-am văzut în viața mea, nimeni nu s-a întrebat așa, care, atenție, că este suspect, s-a retras, a anunțat că se retrage. În ziua... Că nu când făceau ei listele, da? Și a venit rare și a zis, bă, n-aveam ce face, deși aveau ce face, sunteți de acord. Lăsați-mă să ghicesc. Ziceți că o să vină Firea? Nu, o să vină Piedone. Piedone? Nu are cum să vină Firea. Păi nu, păi Firea dacă vine războiul. Nu. Noi, după ce se va dovedi că este un dezastru, da? Electoratul PNL și PSD și presa lor va spune slavă Domnului că ne-am salvat. Păi cum? Îl sprijină pe Piedone. Nu știu dacă ați înțeles. Și vom înghiți pe Piedone, cum să zic, cu fulgi cu tot. Nu Firea, pentru că dacă o pui pe Firea... Maestre, botează... iertați-mă, se fac de un rahat cu moți, toți or să fie, dacă vor, să vor... Cum? Cine, domnul? PSD, cine? PNL! În fața cui? Nu știu. Păi dacă e presă de partea lor, în fața mea, domnul... În fața Dumnezeului, așa... Hai, domnul, mă luați peste picior. Ce dracu! Încă o dată. Aoleu, ce vremuri am ajuns să trăim, maestre. Și dar maestre, încă o dată, Tudose primul pe lista europarlamentară, toată lumea zicea, acum, deci creezi o stare de criză, nu înțeleg. Băi, e nebunie. Și că este, îmi spuneți, vorbunile cu retragerea. Băi, e un dezastru. Băi, și ne-a salvat în ultimul moment Piedone, da? În sensul ăsta, care e povestea? Știu că e bun și... Da, nu știu, mă rog, am... El este ideal, domnule. Da. N-ați, încă o dată, în calculul lui Marcel Ciolacu, Piedone înseamnă Dan Voiculescu. Dan Voiculescu înseamnă partidul bidon. Am înțeles. Marcel Ciolacu e prea abil, prea bun politician să-și dea seama că toată această înțelegere, echilibrul ăsta cu Iohannes Coala, poate să prăbușească, da? Și el nu vrea să pățească precum au pățit alții. Și atunci își asigură, da? Pe de o parte își asigură trusul acesta care măcar nu îl înjură, își asigură pe USR. Dacă vor avea majoritate în Consiliu și vor avea candidat pe Piedone, da? Și dacă în condițiile în care candidează Nicușor Dan versus Piedone, câștigă un nou mandat Nicușor Dan, maestre? Păi nici o nenorocire, tot e să nu câștige unul de la un partid mare. Câștigă Nicușor Dan. Și nu înțelegeți încă o dată, uitați-vă, vedeți ce blate la sectorul 1, sunt nebun. Cum să-l recomande, cum să-l concureze pe Clotilde Armand, Tuță, nu știu. Da, da, cred că și acolo se merge pe mâna lui Dan Voiculescu, pentru că este Liviu Negoiță candidat. Păi nu, dar știți cine le recomandă pe băiatul ăsta? Domnule, Chiliman? Domnule, ați făcut de... Domnule,
Îți vine să crezi, adică la Piața Victoriei există vreo 5 corturi, care toate sunt pustii, unul lângă altul, iar o prostie, da? Și este și ăla lui Truță, Tuță, da, Triță. Da, George Tuță, da. Așa. Și pe el, pe cortul ăla, îl recomandă Chiliman. Domnule, stați o dragului, dacă, nu știu, recomandarea noastră, nu știu, Chiriac, Halep. Bun. E clar că aici se merge pe varianta. Nu, știți de ce? Și vreți să vă, știți de ce sunt foarte buni și pentru afaceri și Clotild și Nicușor Dan? O să spun un lucru și o să îi enervez pe tefeliștii care vă se uită. Pentru că se fac cele mai bune afaceri cu ei. Mm-hmm. Dacă e firea la capitală și vrei să faci o afacere, stat paralel, multe, da? Imediat, dumneavoastră, sunteți atenți, toți jurnaliștii, nu e așa? Cum? A făcut cu tare. Dar de ce a semnat contract? Dacă semnează Nicușor, știți un contract al Nicușor Dan semnat la care a strânit interesul presei? Nu, aveți dreptate. Păi, da. Bun. Că toată lumea vreți să faci... cinstită la bă, la nu face potlogării, bă, cum, bă, nu. Bun, da, adică, bă, la, hai să luăm, da, Clotil, da, aveți o afacere la sectorul. E ca în perioada lui da, Cioloș, când era Cioloș la guvern, la fel era. Băi, nu, e Cioloș la guvern, nu se întâmpla absolut nimic, bă, nu se poate. Dă-te aia niște tu, nu. Da. Când era Tudose înainte, da? Da. Și voi, nu ăla, cum îi zice? Tudorache. Fostul primar. Tudorache. Tudorache, da? Da. Orice contract semna el, orice, și erau multe, că primăria face multe contracte. Da. A, așa, imediat venea presa, a, te felicită. Bă, dar stai puțin, cum adică, dar ce ai făcut? Dacă dumneavoastră știți un contract semnat de Clotild? Eu știu nu. Câteva, da, mă rog. Păi nu, dar nu. Public n-a ieșit niciunul, așa este, aveți dreptate. Păi da. N-are contează, adică nu s-a întrebat nimeni, dar nimeni. Deci e cinstitul, cum adică, doamne, e ca și cum ai spune. Înțeles, da. Iertați-mă, Fecioare Maria, nu știu cum, aură, cum, e Clotil, vai, de-aia le convin. Mai bine rămâneam naibii pe Osaka, maestre, când mă gândesc dacă așa, o să am ales dintre ăștia doi, da, mai bine îmi vine să mă urc. Domnul Tocescu, încă o dată. Da. În numele meu de om de 75 de ani, nu-l cunosc, spuneți-i omul ăsta să se retragă, este păcat, este mai mare șanse, e manager de spital, este doctor, ce trebuie știi de dacă... Știi ce îmi pare rău, maestre, că acum chiar că mă enervez, da, în toată povestea asta. Bă, avem între ăștia toți, ăsta e un tip care chiar a dovedit ca manager că poate să facă niște lucruri. E un om care, și indiferent ce scrie unii și alții, să faci facultate de medicină, să ajungi profesor universitar, să cutare, da. Muncește ca nebunul, are o istorie personală complicată, de multe, e un om trecut în viață, adică nu e un de la un fly fușter, că au zis toți, lasă-mă că e băiatul lui Taxo, care Taxo a fost politician, nu e bașa. E un om care a muncit mult, a trecut, bun, a făcut și bani. De medic nu ești băiatul lui Taxo, da. Înțelege? Da. A făcut și bani, asta e cu totul altă discuție. Bă, dar să vii și acum să-mi spui că ăsta este răul pentru București în comparație cu butoiul ăla de rahat agramat, nu știu ce, și mai departe, sau cu ălălalt care n-a deschis, abia acum scrie pe mari tablouri de astea prin oraș, mulțumesc. El care nu l-a văzut nimeni pe străzi, n-a răspuns la un telefon, a făcut în Bucureștiul ăsta, e o nenorocire întreagă, și tu vii în momentul de față și pui tunurile pe unul, de-aia nu vrea mă nimeni să intre în politică, maestre, dintre oamenii care au un pic de carte, care vor, nu intră nici dracu, că tot să vor gândi acum, ce mă să pățesc, cum a pățit Cârstoiu de la universitar. Da, toți vor corect, zice, da. Lasă-mă, nu intră, mă. Și atunci o să rămânem cu analfabeții pe post de mari politicieni în România. Vă rog să ne duceți spre partea externă, că mă enervez, îmi vine să înjur, mă rog, o să-l sun, să știți, chiar o să-l sun pe Cătălin, să-i spun, bă, uite, am avut o discuție și cu maestru Cristoiu și recomandarea e asta. Maestre, avem această speță care mi s-a părut adevărul că cu toții cred că am simțit un fior după atacul când s-a anunțat. Atac cu drone al Iranului asupra Israelului. Adică, cred că mulți au deschis din nou apocalipsa, s-au uitat dacă s-au împlinit semnele, dacă începe, dacă asta este, că de acolo începe, s-a vorbit despre toate cele, mulți s-au uitat spre moscheea Al-Aqsa, sau cum se numește așa, au văzut-o, bă, ce se întâmplă, pornește e nebunie. Acum, la ora asta, ni se spune că sprijinul occidental plus Israelul au reușit să anihileze atacul iranian, da? N-au căzut decât niște mici bombițe, deci fără importanță.
Domnul Zelenski, l-ați văzut? S-a ridicat aseară și a zis: vrem și noi sprijin occidental, cum ați acordat Israelului în chestiunea asta cu Iranul. Vrem și noi să putem respinge atacurile Rusiei, cum ați făcut cu Israelul. Și acum vă las pe dumneavoastră, eu n-am vrut doar să punctez puțin cadrul în care ne aflăm. Se urcă mai tare, că toată lumea acum așteaptă cu sufletul la gură cum va răspunde Israelul la atacul Iranului. Se duc mai departe lucrurile sau, pentru că a dat Biden, a zis stop joc, împreună cu Netanyahu, să opresc lucrurile? Nu, haideți să... Chiar așteptam o emisiune. Că... Vă rog. Haideți să aplicăm acestei întâmplări, da, întâmplări istorice, instrumentul de lucru cu care, când am scris eu o după-amiază cu mai multe întrebări, 22 decembrie, chiar așa, adică am scris încă o dată, în februarie 1990, nu aveam nicio document. Tot ce întrebările pe care le-am pus atunci, cum să zic, sunt valabile și astăzi, pentru că toată lumea zice, dar de unde știi? Nu știi, am pus niște întrebări. Hai să zicem evenimentul acesta, ca să tragem o concluzie, prin o baterie de întrebări de bun simț pe baza surselor deschise, bărbărilor de la serii. Da. Da? Da. Bun. Să vedem așa. Tata moșul nostru, Nae Ionescu, nu întâmplător, de aia tot spun, avea, eu îl consider magistrul meu, pentru că el avea o expresie. Iată faptele. Pe vremea lui, ca și pe vremea noastră, erau, când se întâmpla ceva, în loc să se ia, bă, ce s-a întâmplat, începea o din ăla. Bă, hai să ne întoarcem la fapte, hai să ne întoarcem la fapte. Atenție! În 1 aprilie, Israelul atacă cu avioane F-35, care au plecat de pe baza lovită, de la o chestie aeriană, de-aia spun, am un lapsus acum, am trecut, da? Atacă consulatul iranian de la Damasc, deci atacă o ambasadă și omoară niște tipi din conducerea gărzilor revoluționare, da? Indiscutabil o încălcare flagrantă a dreptului internațional, că nu ai voie să ataci ambasada. Bun. Iranul anunță cu represalii. Da, bun. Când a fost? Vineri spre sâmbătă, da? Așa a fost? Da. Când? Da, 14. Da. Iranul atacă anunțând că sunt represalii, răspuns la ce au făcut Israelul, da? Corect. Bun. Și hai să luăm următorul lucru. În aceste represalii, acest răspuns, nu vizează, am trimis o echipă de, nu știu, acolo, specialiști și mi-au omorât pe corespondentul izraelian, da? Ci este un atac masiv de 300 de drone, 100, parcă 20 rachete balistice, ascultați ce spun de militar, și rachete de croazieră, nu știu, tot vreo 100 și ceva, da? Atacă teritoriul unui stat independent. O încălcare a dreptului internațional fără precedent, dacă mai stați să ne lămâi. Hai să luăm faptul, nu există, cum adică? Pe ce nu zice că nu au avut niciun efect? Tot și-a încălcat, domnul Turcescu. Bineînțeles. Îmi dați o comparație. Da. Un tip are o casă, da? Și e cu nevasta, copiii ăștia, și vin niște tipi, 100 de inși, cu bâte, cu bolovan, și dau cu bolovan, dau cu bâte, și ăla, proprietarul casei, nu scapă nevătămat și zice, bă, nu te plângi? Nu, mă, că nu s-a întâmplat nimic, domnule, stați-mă, încă o dată. Ceea ce a făcut Iranul, ceea ce a făcut este ceva incalificabil. A atacat un stat independent, l-a atacat cu... Nu l-a atacat, repet, încă o dată, cu o pușcă, da? Întrebarea, prima întrebare. Și după asta vine alt fapt,
cu ajutorul Statele Unite ale Americii, care au masat acolo, al Angliei și al Iordaniei, marea majoritate, nu, mai toate aceste drone și ele au fost dobărâte, nu au pătruns în spațiul aerian, cu excepția a 15. Asta nu spune nimeni, pentru că în România presa a preluat numai punctul de vedere al armatei izraeliene. Nu am făcut-o aseară, care spune că 1%, nu că 99% au fost dobărâte. Păi domnul Turțescu, 1% este foarte mult. Nu știu dacă ați înțeles, militaricește. Păi și vă spun, și acum le spun și care ne-a constat operațiunea militară, am spus și în tabletă. Se numește Mix de Al Jazeera. Și anume, trimiți 300 de drone, da, 120 de rachete balistice și nu știu câte de croazieră, pentru știind sigur, pentru ca să supra-saturezi apărarea adversă, da? Dar trec 15. Domnul, au trecut 15. Sigur că ele au atacat baza, știi ce au atacat? Baza de unde au plecat avioanele. Avioanele, da. Păi nu, stați un pic. Și acum ajungem la felul următor. Deci scopul operațiunii nu a fost distrugerea Israelului, că noi asta noi spunem, bă, nu se poate, mă. Să ataci cu atâtea drone și americanii sar în ajutor, englezii sar în ajutor, Israelul sare și la sfârșit americanii zice, bă, mare lucru nu e, suntem de acord. Deci un stat teoretic, independent și nou, ăsta este atacat. Dar domnul Turcescu, vă întreb, Iranul nu a luat în calcul că toate, că dronele, rachetele și ălea lovesc populația civilă? O fi luat, da. N-au luat, pentru că era o înțelegere, era înțelegere cu americanii. Înțelegeți? Ați înțeles? Trimiteți doar spre zona aia aeroportului, da? Păi da, pe alea nu le-au dobărât, domnul Turcescu, da, înțelegeți? Da. Ați înțeles, mechile, stați un pic, că ți-ați înțintite, da? Da, și vă... Doi, vă... ele... Ok. Era trus în Japonia. Nu înțelegeți că m-a sunat tu că pe la 11 noapte că au plecat? Eu nu știam. Da. Cum au plecat dronele? Nu înțelegeți că dronele au făcut vreo 3 ore? Stați să ne lămurim, nu? Nu erau de lângă. Erau trimise. Drone, rachete, cu tare, cu tare. Puteau să intercepteze, liniștiți, cu Dacia. Alea 15. Mergeau cu Dacia și domnul interceptau. Da. Domnul Tău, stați un pic. Când trimiți o rachetă balistică, uh-huh, aia nu e minge de fotbal. Aia este, pleacă țintită, da? Pe calculator, pac, mă, cum dracului de toate, cu excepția celor 15, au fost dobărâte, înseamnă, domnul Turcescu, că le-au fost trimise fără țintă. Nu știu cum e. Da. De ce nu le-au dobărât și pe alea 15? Asta vă întreb. Ați înțeles? Care? Și de-aia a zis Iranul că închei. Bă, gata, noi am lovit pista. M-am lovit în mod simbolic, da? Eu nu dacă... Și aflăm următorul lucru. Deci, în primul rând, de-aia v-am întrebat, bă, dacă ești statul iranian, zis, bă, dar dacă toate astea, nu, jumătate din ele nu erau interceptate și ținteau clădiri, era pulbere, da? Era război nuclear, sunteți acolo, era pulbere. Ori așa, ei au făcut un spectacol din ăsta, o să vedem, militare și din comun, și au țintit cele 15. Ce spune armata israeliană? Domnule, câteva. Dar nu spune câte. Zic, domnule, totuși câteva au atins teritoriul, au atins baza aia militară, dar n-au făcut pagube. Păi ei nu interesa să facă pagube. Simbolic, nu știu dacă ați înțeles. Așa cum, nu știu, dacă ați văzut că Israelul vânează după cei de la Hamas, da? Da. Deci ăștia, la rândul lor iranieni, ne-a zis, bă, avem o bază acolo, da? Ne-am prâmbrut că noi nu știm ce pagube au fost între noi, fie vorba de unii știți noastră că N-au fost pagube. Nu. Deci, doi, cum să anunți pe americani?
Nu știu dacă vrei să distrugi Israelul, anunți. Nu mai spun încă o dată că dronele au plecat de la ora 11 și au ajuns pe la vreo 2, 3, mergeau, ia-i mă, dum, da, dronele, da. Hai, doamne, ce mișto de mine, ce... Domnule, și rachetele, cine are o rachetă balistică? Oh, oleu, păi aia pleacă la... Bă, cum dracule, de alea 15 nu au fost interceptate nici de Marina Americană, nici de ăsta, și au fost ălalte toate, da? E limpede că le-au fost trimise, nu știu, cum era, în Păpușei, când trimis mingea afară din teren. O degajez da. Din tribună, da. Da. Așa, întrebarea este cine câștigă și cine pierde. Așa. Și acum toți câștigă. Ca la atentatul de la Moscova. Hai să o luăm așa. Americanii au știut și, dacă vă uitați la toate comunicatele, Israelul spune așa, ne-a ajutat pentru prima dată în istorie. Da? Americanii, englezi. Păi deci Israelul n-a rezolvat singur. Sunteți de acord? Așa e. Nu. Păi prima concluzie pe care o trag eu de evreu este, opa, deci dacă nu erau americanii, da? Era cam nasol. Asta înseamnă, ce înseamnă pentru Bibi? Bibi, fii atent aici, că noi te păzim, sunteți de acord? Și de-aia au și zis americanii, bă, nu, cum să, domnul, hai să fim zis, cum să nu contraataci? Domnule, ți-a atacat teritoriul, să nu înțelegeți, eu nu scup ursul. Dumneavoastră, sunteți de acord? Domnule, încă o dată, din punct de vedere al militar, Israelul a fost supus unui atac masiv. Masiv, uriaș, că nu au atins ținta, dar intenția era asta, da? Intenția teoretică era cum spune noastră, să distrugă Israelul. Bă, ce n-a avut decât o victimă, nu știu ce, a fost rănită o fetiță beduină. Bun, în felul acesta americani... Daniel Hagari, care e purtător de cuvânt al armatei, zice, atacul fără precedent al Iranului a fost contracarat de o apărare fără precedent, a fost pentru prima dată când o astfel de coaliție a acționat împreună împotriva amenințării Iranului și a reprezentanților săi în Orientul Mijlociu. Este o coaliție defensivă de aliați internațional condusă de Statele Unite cu Marea Britanie, Franța și alte țări pentru a contracara atacul iranian. Domnul Turcescu, în filmul Golda, da, există un moment care a fost în realitate în 73, da? Știți că atacaseră în 73, au atacat exact ca Iranul acum, Egiptul și cu ăla și americanii au făcut pod. I-au ajutat cu tare și la un moment dat Israelul, Golda Meir, simțind că s-a răsturnat ăsta, a vrea să se ducă să încercuiască nu știu ce armată egipteană. Vine și pe bune Kissinger și îi spune așa, nu. Te oprești. Da. Nu mă opresc. Da, zice, păi da, dar eu vin de la Moscova și Moscova a zis că dacă nu te oprești, e jale. Deci, dacă ați observat, vine Biden și îi spune rebelului de Netanyahu, sunteți de acord? Ăla. Da. Și ce-a făcut Netanyahu? N-a zis, bă, cine ești? Cum ești nebun? Cum să nu contraataci? Domnul ce sunteți de acord? Cum să nu ataci? Ăla ți-a țințit. Bun, zice, da, domnule, nu-i nicio problemă. Deci Bibi este acum la... Dar de ce n-a acționat așa Bibi și în cazul din fâșia Gaza? Că americanii teoretic și acolo i-au zis să se oprească. Teoretic, cel puțin. Mai subțire, așa de... Păi nu, domnul Turcescu. Până la... Nu, americanii au folosit Iranul pe post de Uniunea Sovietică. Ați înțeles mecheria? Adică a zis, bă, Bibi, fiate, nu ești cu minte? Pentru că până acum, pe el nu aveai cu ce să-l amenzi. Adică ce să-l amenzi? Netanyahu spunea, ce mă, tu... Biden, acum zice, bă, ai văzut ce buni sunt iranienii? Dacă nu eram noi? Nu, dacă nu te porți așa, te lăsăm, nu te mai ajutăm. Nu știu dacă ați înțeles. Păi ei spun, da, domnule, dacă nu erau ăștia, teritoriul era pulbere, da? Acum vin americanii și spune, fii atent aici. Deci ăsta e momentul în care Iranul s-a dovedit ca mare forță, Israelul... A, nu, avem, nu, deci câștigă America, da? Da. Câștigă și Netanyahu pentru că nu s-a mai ocupat nimeni de Gaza, da? Corect, da. A uitat toată lumea și în plus el nu poate fi răsturnat deoarece este pericolos.
Însă, domnul, cel mai mare eveniment, am și pus eu, am dat și titlul ăsta, este apariția pe scena mondială a unei puteri militare formidabile. Până acum, mai țineți minte, până acum, ce imagine aveam noi despre Iran? Sunteți de acord? Da. Noi, nu știu. Sunt niște tipi cu basma, capre, nu-i așa? Da, de-astea, ceva. Capre, niște popi pe acolo, sau ce era, ălea, cum, Ayatollah, da? Care, da, așa. Care conduc, deci imaginea era că la nivel de arc. Da. Cu săgeată, da? Sunteți de acord? Nu, eu spun, bun. Vin dronele. Bă, la un moment dat, noi am zis, bă, dar cum fac mă astea drone, că parcă imaginea internațională a Irakului este ca a Iranului, ați înțeles? Că acolo sunt niște popi de-ai lor, da. Zic așa, da? Da. Ayatollah, cu bărbi, care impun unui popor să poarte basma și de ce sunt în evul mediu, da? Bă, și făceau cele mai bune drone. Păi și acum, domnul Turcesc, dom'le, câte au lansat? Când încă o dată nu ați sute. Dom'le, sute rachete de croazieră? Nici rușii n-au lansat deodată. Dom'le, rachetă de croazieră? Vreau să știți ce înseamnă rachetă de croazieră? Este... Păi nu e pușcă, e rachetă, da? Balistice, drone, da? Și genialitatea operațiunii. Domnul Turcescu, nicio rachetă nu a doborât o clădire. Putea, între noi fie vorba, putea din greșeală, nu? Deci s-a dovedit acum și aici are dreptate Helbig și ai bună observație. În plus, Iranul a arătat mâța. Adică până acum Iranul era din ăla, că luptă cu Hezbollah, acum a zis, bă băieți, uite, ați vedit, pe scena mondială a apărut o putere de talia Rusiei. Sunteți de acord? Domnul Turcescu, nu încă o dată, n-au trimis un avion, au trimis, ia zi, 300 de drone, da? 300, ca să le trimiți știind că vor, că ele înseamnă că le sacrifici, da? Înseamnă că ai drone, că dacă ai numai 300, nu le nu trimiți. Nu le trimiți, două, trei și zici, gata, bă, ne oprim aici, lasă-le, de n-aibici. Domnul, încă o dată, eu spun la imaginea aia, trebuia să trimite bani mulți, 3, bani mulți. Câte rachete balistice, domnul, ce înseamnă rachetă balistică? Înseamnă că are 1000 de a trimis, adică și-a permis. Iranul a lansat sâmbătă seara peste 350 de proiectile. Rachete balistice, rachete de croazieră, rachete și drone. Da? Rachetă de croazieră, să știu că n-a trimis, cum să spun, un balon. Rachetă. Asta înseamnă că au vreo 1000. Pentru că între noi fie vorba, ei știau de apărarea asta, sunteți de acord că... Nu, și vă spun încă un lucru, dacă știau că nu e apărare, nu trimiteau atâtea. Nu știu dacă ați înțeles? Da, da. Asta dacă erați în locul statului iranian, ați pariat pe ce? Pe faptul că ele vor fi distruse. Nu știu dacă ați înțeles. Da, evident. Bă, le trimitem la sacrificiu, dar facem o demonstrație de forță, bă, băieți. Da? Știm, domnul Turcescu, vreți să tragem concluzia? Vă rog. Nu. Dumneavoastră a zis foarte bine. Hai să vedem acolo la staful iranian. Și a zis, bă, trimitem 300 de drone, 120 de rachete de croazieră, de toate, cum, toate cu armament. Nu erau, nu le trimiteam. Da. Bun. Și unul a fi zis, bă, dar dacă toate ăstea lovesc, și e un dezastru, e dezastru mondial, adică... Bineînțeles, da. Nu mai rămâne piatră pe piatră din Israel. Bă, dar se face coaliție internațională împotriva noastră. Da. Au murit oameni, au distrus clădiri, corect, da? Corect, și a venit unul și a zis, bă, n-aveți nicio grijă, am aranjat, dacă mă înțeleg. Toate vor fi distruse, ați înțeles mecheria? Că altfel n-avea cum, domnul Turcescu, nu aveai cum. Dacă intenția lor, dacă ei un moment ar fi avut o îndoială că ele nu sunt distruse, era catastrofal pentru Iran. Hai să fim serioși, n-ai cum, nu? Da. Cum adică ataci și un stat ca Israel, era, folosea Israel? Nu! Ați înțeles? Da, dar uitați unde tragi cu drona și unde crapă Zelenski către Occident. Încetați să mai tolerați terorismul rusesc. Întreaga lume a văzut ce înseamnă o apărare adevărată. Israelul nu a fost singur în apărarea sa și zice, a lansat un apel țărilor occidentale, Zelenski, să aplice mai eficient sancțiunile împotriva Rusiei pentru a împiedica terorismul. Și zice, domne,
trebuie și pot și fi stopate. Trebuie doar să ne ajute și pe noi Occidentul, cum i-a ajutat pe israelieni. Da, dar să știți un lucru, poate mă, nu domnul israelian a acționat. Da, normal, britanicii și americani. Ci portavioanele de acolo, pe care le-au dus acolo. Deci, spuneți că, din punctul de vedere, se cam oprește la aici toată chestiunea dintre Irak și Israel, la acest moment? Da, el se oprește pentru că, da, dar am spus, fiecare a câștigat, da? Da, da. Pe plan intern, da, e win-win regimul iranian, da. Acest, ai văzut, mă, ce le-am făcut? Deci, faptul, dacă era scopul, era un război cu Israelul, spuneai, ne-am oprit? Spuneai, da, domnule, acum am eșuat, dar nu, limpede. Asta este, cred că s-au mai rezolvat multe lucruri pentru Bibi. Nu se mai... Se discuta la ONU rezoluția privind admiterea OEP în organizații. Și acum nu se mai discută nimic. Acum se discută... Da. Arigato, cuba. Maestre, mulțumesc foarte mult. Da, a fost o bucurie să ne revedem. Spuneți în final. Vă rog. Din experiență, spuneți așa. Domnul maestru are o experiență. Da. Plecatul la timp. Exact. mai țineți minte? Da, n-a existat. Întotdeauna am plecat la timp. Nu m-au dat ei afară. Da? Corect. Când am intuit că de gând să, eu am plecat și zice, bă, Cristo, ia părăsit. Nu e adevărat. Nu eu am plecat. Da. De fapt, ei mă dădeau afară. Foarte bun. Chiar așa îi transmit. Chiar așa îi transmit. Da, că altfel te dau ei afară. Bă, te-am retras cu tăi. Am plecat eu, da? Bine, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, maestre. Prieteni, păi, ce să zic, ne-am întors, concluziile sunt că lucrurile o iau razna ca de obicei, trăim într-o țară de nebuni, asta este cât se poate declar. Vino, mă, Manu, să ridici și tu, vrei, bași ceva? Da, să vedeți ce a făcut nebunul ăsta cât am lipsit, deci este ceva. A devenit Ayatollah, deci îl știți pe Manu și... hai, ești pregătit? Da. A început aici, în studio, m-am și speriat de dimineață când am văzut că face pe iranian. Ia zi, mă. Dar nu mă pe iranian. Mă, zi ceva acolo, hai că ne așteaptă lumea, nu mai stă lumea, vrea să meargă la masă, s-a săturat de noi. Hai, ești pregătit? S-a tot cu acea măcasoară. Hai că o ridică. Este ca drona. Ia, bagă un cadru. Vino cu asta. Uitați ce a putut să vină. A venit cu drona iranianul de Manu, da? Să mă bage pe undeva pe sub masă pe aici, să o iau la fugă naibii din studio. Stai, mă, să-mi las... Gata? Exact ca drona iraniană. Asta a fost. A venit, au zburat 300, dacă avea taca, și deodată după aceea, fleșc, au dat ăștia și s-a terminat toată povestea. Bă, adevărul e că trăim niște vremuri în care totul e de un teatru. Ce actori mari! Asta este Hollywood, e pistol cu apă, băi, fraților. Dacă te uiți la ăștia, ce teatru joacă toți pe scena internațională, ce joc, și pe scena noastră minunată, pe scena locală. Bine, ăștia la amatori, cum erau trupele de teatru de pe vremea, făcute pe vremea Ceaușescu, erau trupele de amatori din întreprinderile oamenilor munci, da? Așa sunt. Dar la nivel mondial să joacă niște scenete de genul ăsta. Acu să vezi! Mai crește un pic prețul petrolului, să mai întâmple, adică niște băieți fac bănuțu, că trebuie să vorbim despre asta la un moment dat. Orice criză de asta, cu rachete, cu drone, cu una alta, cu nu știu ce, pac, mai sare prețul petrolului, pac, mai crește puțin industria de militară, pac, mai vine o pandemie, pac, hai că mă să mai întâmplă câte ceva, hai că o să avem multă treabă în continuare, așa că sunt aici. Ne întoarcem, ne-am întors, diseară vă aștept și pe Metropola TV, orele 20, am niște invitați mișto, o să iasă foarte fain. Pa, pa! Thank you.